Bună, Mihai! Bună! Mă bucur că ați venit la noi! Și noi ne bucurăm că am reușit cumva să facem, să ne vedem. De când v-am văzut cu Miedu la Iar Maroc, am zis, bă, povestea asta merită spusă. Mă bucur! Pentru că e prima dată când am auzit de așa produs și e greu să crezi că un produs așa de inedit, dar în același timp sănătos, și e produs în România, e făcut aici. Și cred că numai de la țară, practic, poate să vină ideile astea, probabil, nu știu. Da, o să explorăm ideea asta, îmi place cum ai pus problema. Unde ne aflăm? Aici suntem în Pătrălagele, județul Buzău, pe Valea Buzăului, porțile Geoparcului UNESCO, Ținutul Buzăului. Da. Exact de aici, de după noi, treci un pod și intri în Geoparc. Da, am citit acum pe drum despre geoparcul ăsta, 1000 și ceva de kilometri pătrați. Da, ce-au făcut oamenii ăștia e extraordinar. Deci merită venit în zonă. Da, ce vorbești? Și de la București sunt numai 2 ore și te poți plimba prin natură și dealuri accesibile și rafting și cazări faine, oameni faini. E interesant, e o alternativă foarte faină. Da, nu, e o zonă superbă, am rămas plăcut impresionați. Și acum să aflăm că se face și producție locală de mied. Ce e ăla mied? Miedul. Pe miedul așa e... din cereale faci bere, din struguri faci vin, din fructe faci cidru și din miere faci mied. Sau hidromel, mai zicem noi că suntem mai francofoni, așa. Hidromel. Hidromel, da. Adică apă cu miere. Apă cu miere. Dar, practic, ăsta chiar ar fi hidromel, pentru că noi facem o variantă nouă. Tot timpul miedul a fost făcut ca un vin. Pentru că ei nu puteau să-l conserve altfel, trebuia să-i crească nivelul de alcool. Probabil îl făceau atunci și îl beau în timp ce fermenta. Aoleu! Așa, îl beau în timp ce fermenta și era mai slab alcoolizat, cam cum e acesta. Uh-huh. Dar îl făceau tare pentru a-l păstra un an de zile și îl beau după un an de zile sau ceva de genul. Și tot timpul a fost ca un vin liniștit, că n-aveau cum să-l carbonateze, să fie carbonatat, să aibă bule. Dar noi acum cu tehnologia din bere putem să-l facem un miet cu alcoolemie mică, stabil și cu bule din fermentare naturală. Ceea ce nu, e greșit. E greșit să zici că e o bere din miere? Da, mi se pare nu seamănă. Adică e o alternativă iarăși că poți să bei pentru oamenii cărora le place mișcarea asta cu bere artizanală, că sunt gusturi diferite și poți să încerci. Dar este doar din miere de albine, adică e cu tot o altă categorie de băutură, o categorie foarte veche, are rădăcini super vechi, adică poate prima băutură fermentată din lume. Și totuși e atât de nouă și a fost doar pentru câțiva, pentru că nu avea miere atunci, nu era atâta miere. Uh-huh. Și atunci a rămas pentru câțiva, care erau ori clerici, ori conducători, care aveau acces la miere. Da. Și ei beau și de-aia nu e așa de răspândită ca berea. Adică acum chiar poți să ai acces la o băutură mega nobilă și cu niște zaharuri care sunt super simple și să te bucuri așa, ca niște prințișori ce suntem. Da, îmi place asta. Și cum ai ajuns tu aici, în locul ăsta, și apoi o să te întreb cum ai ajuns să faci mied, că... Da, noi, eu am stat în Brașov prima dată, până la 14 ani. Aveam un apartament undeva, vedeai pădurea, adică noi nu pot să zic că am stat la oraș neapărat, că pe geamul de la sufragerie eu vedeam pădurea și ușii care se plimbau. Și toate erau și un zid mare, strada de dedesubt, și cât erai mic, n-aveai voie în stradă, practic eu aveam voie în pădure și pe balustrada aceea. Și cred că atunci mi s-a creat așa o conexiune cu NAT. Să zic, simt nevoia să văd copaci, păduri de foioase și mi se pare mediu, ăla știu, mi se pare, dacă nu-l văd, sunt puțin mai trist. Da. Și ne-am mutat aici, la Pătrălagele Buzău, în 98. Am făcut liceu aici, am cunoscut locul și pe aia am plecat, ca
toți tinerii noi la facultate, am plecat la oraș și am stat prin Brașov, am stat prin București. Am văzut cum e viața așa acolo, a fost fain, întâlnești oameni, ai acces la cultură, la mișto, îți deschide ochii. Dar totuși am avut noroc că și prietena mea de atunci, soția de acum, a fost de acord să ne mutăm la țară, aici, în zona asta, și sunt, nu știu, de, suntem din 2014, 10 ani. De 10 ani suntem aici și încă nu uit, când mă uit la dealuri, să mai iau o doză de fericire, știi, când trec zi, uite, mă, pe drăguț. Unde merg, da. Adică nu, ce-i stresul, care-i baiul, adică da. Mă, e super frumos. V-ați rerădăcinat. Da, 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 dar asta mă mir de fiecare dată, 10 ani de 10 nu uit niciodată cât de, pentru ce, pentru, nu, natură, e fain, ai dealul lângă tine, ai aer, ai spațiu, nu trebuie să te chinui la părere, nu sunt oameni nervoși, nu... altă viață, altă viață, mai trage o gură de aer. Și acum da. Poți să faci și în zone din acestea, poți să ai o viață decentă și conectată la, nu, la, că pentru a fi stabil psihic trebuie să cunoști și oameni, să vorbești cu oameni, să cunoști lucruri. Ți-ai o comunitate. Să tot, da, și să tot înveți, că să crești, să ții creierul, nu, ferit de Alzheimer, sper. Și acum poți, adică nu, internetul, poți să afli orice vrei tu, să vorbești cu cine vrei tu, să, cu produsul ăsta să vizitezi pe cine, nu, mă duc la târguri, cunosc oameni, e extraordinar. Probabil altfel ar fi fost puțin greu, nu, nu știu, experiența altora, dar e la țară mai, că din punct de vedere să-ți faci o comunitate. Da, îi, sunt niște discuții pe care le am mereu și mereu cu oamenii care s-au mutat. După cam al doilea an încep să simtă nevoia de comunitate, da. Și lumea începe să își dorească să atragă oameni către ei. Pentru că, la urmă urme, nimeni nu este dispus să renunțe la ceea ce și-a clădit. Da, da, da. Da, ai bucurie aici. Nu, primele 6 luni au fost grele când m-am mutat, sincer. De acum crezi că e, de exemplu, pentru familie, pentru copii, faptul că... Pentru cei mici? Da. Și asta a fost un dintre... lucrurile care ne-au făcut să ne mutăm aici. Cresc copiii, dar acum era opțiunea București, cartier, între blocuri, Golăneală. Mamă, eu am stat acolo în cartier și era Golăneală. Era, nu, nu treceai pe la scara lui ăla, nu făceai, erau tot felul de... Dar totuși aveam pădurea aia în spate. Noi ne refugiam în pădure și ne jucam, dar acolo ce opțiune? Nu aveam nicio opțiune. Uh-huh. Și am zis, nu, cresc copiii când eu aveam aici posibilitatea să vin. Străbunicii mei... paradoxal, nu știu că ne-am mutat aici, dar străbunicii mei au fost dintr-un sat, două sate mai încolo, le-a retrocedat o parte de pădure și niște livadă și asta ne-a atras iarăși, că bă, putem să facem produse. Apăruse Răzvan de la Edicel, prima dată când l-am văzut, că uite, se poate să te muți la țară, să pui, bă, eu văd livadă, văd fructe, cred că pot să fac fructe, pot să fac gemuri și fac. Fac și eu. Da. Adică nu, e fain că vezi pe altul că poate să facă, hai să ne jucăm, hai să facem pe asta. Da, despre asta e vorba și aici, să vă vadă lumea pe voi ca să simtă că există variante, să se inspire, la fel cum tu la vremea respectivă te-ai inspirat din Răzvan. Poate și altul vrea să facă produse mai cu mod, dar n-are curajul să se poate, se îndrepte. Se poate, idee, nu, perseverență, ca nu, da, și texte. Sunt așa de multe terenuri cu pomi deja adulți, care da. Produc de mulți ani și e păcat de ele. Faci compot cât faci, faci dulceață cât faci, cât poți să faci, că nu poți să o mănânci pe toată. Da. Și îmi ziceai că inițial asta a fost ideea voastră, să vă folosiți de... Asta a fost startul care ne-a... Aveam livada, aveam 2 hectare de livada, puteam să strâng până la 10 de la restul fraților. Asta a fost... hook-ul. Și aici să vedem cum facem. Păi trebuie fabrică de procesare, trebuie o incintă în care să procese. Cum se face asta? Și am început să mă documentez, să mă uit. Cum face ăla? Vedeam un clip, nu, căutam pe internet, vedeam cineva care povestea și intra prin fabrică. Eram, uitam la uși, pe unde? Cum mă intră ăsta? Pe unde intră? Cum s-a învârtit? A schimbat cadrul, acum văd ușa cealaltă să-mi fac. Am început să desenez scheme de fabrici, am făcut, când am plecat, un curs de grafică publicitară, nu, e mult spus, am învățat Illustrator. Bazele. Să fac vectori, să pot să-mi fac eu o etichetă, o, ceva să nu... Am zis, nu, low cost, aia e, să pot să fac ce...
Și așa, așa a început, așa a început povestea. Și când am ajuns aici, am făcut nunta cu Cristina, nu? Că tot am venit și am primit 5 stup la nuntă. Nici mult, nici puțin cât să-i lași, să, așa, să-i lași degeaba și destui cât să te apuci de treaba asta. Bunicul meu mi-a mai dat niște bani să mai cumpăr stupi. Luat stupii și am plecat cu ei, acolo mai mult timp, că te duci în zone fără semnal, într-o pădurice, să aștepți alcâmul, să aștepți. Am desenat atunci, am făcut calcule, dacă vând atâta, cum facem, câte borcane, cât costă borcane, hai să vedem, hai. Și am făcut un plan așa, un mare. Și am deviat de la partea de să folosesc fructele, dar totuși, căutând, am găsit niște produse care, e o dulceață royală, practic. Tu pui miere, o faci o mere cremă și apoi adaugi fructele uscate și este dulceață fără zahăr și fără căldură, doar din miere. Da. Și așa conserv și fructele. Extract. Și, da, da, și mi-a plăcut treaba asta, am zis, bă, asta e, hai să facem. Am făcut un mic atelier pe toate calculele, m-am dus la DSV, dai seama, am stat pe capul lor, m-au trimis în pădure, am venit, a fost distractiv. Că nici nu, nu se așteaptă să vină, nu vor să ajute neapărat din prima, știi, că probabil vin și mulți, habar n-am, nu știu de ce se ascund atâta. Acum ne înțelegem extraordinar de bine, sunt niște doamne foarte faine. Dar am reușit să fac atelierul, au venit, l-am autorizat și am făcut Primitive Foods prima dată, miere cu fructe uscate și am jucat așa 3 ani de zile. Am stătusem la oraș, cam știam pe unde putem să vindem și ne-am dus la târguri să ne promovăm și a început lumea să știe, am făcut un site, am început să vindem, a fost fain. Și apoi am fost în Anglia la un prieten. Și a zis, hai să bem într-o seară o băutură din miere. O bere din miere, ziceau. Ha, bar nu avem nici. Bere din miere, ai văzut? Bem. Da, da. Nu, era. Și când am citit eticheta și am văzut că doar miere, zic, bă, miere avem. Hai să ne apucăm. Eu oricum căutam produse, că din mierea de salcăm și din rapid să făceam Primitive Foods, făceam dulcețurile și mai aveam floarea soarelui și teiul. Trebuie să fac produse și din asta cumva. Și exact cele două care rămâneau se pretează pentru mie, deci nu, trebuie să ne apucăm. Și am tot fermentat, am găsit podcasturi pe afară, am ascultat podcasturi de... Deci ai învățat de pe internet, da, 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 cum da, să da, faci da, da. Rețete am stat, și... Am căutat rețete, am căutat, am văzut că sunt podcasturi și sunt azi ore întregi de podcasturi și am ascultat... Cred că aproape non-stop. Orice vrei să faci găsești. Da, 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 da. Extraordinar, extraordinar. Da. Și am stat și am ascultat, aveam atelierul deja unde puteam să controlez oarecum temperatura și am început să fermentez, că cred că acasă mă bătea la câte... Stai seama, am testat drojdie, am testat miere, am testat ingrediente, eu făceam, fermentam acolo de toate, era nebunie. Și am stabilizat niște rețete și cu astea, cu sticlele, m-am dus la peste tot, unde am văzut cu ochii. Eu fac asta. Cine vrea? Și lumea, eu pot dar să ce fac. E asta? Da, e mie de băutură, uite, gustă când gustau. Nu știu ce no. să zic. Când gustau, zici, bă, hai că e ceva. Da. Na, ne-am dus prima dată la Imperiul Leilor, asta a fost așa mai brutal, știi, că ne-a zis, hai să, bă, cine poate să asculte și ăștia, am zis că da, haide, că vă băgăm în emisiune. Blană. Da. Am povestit acolo prima dată și a fost validat oarecum, știi, a apărut la televizor, există miedul. Da, asta cu apărutul la televizor, bă, da, ai pus o bifă acolo în CV-ul ăsta. Da, na, da, na. Da. Dar pentru oameni a fost ok, știu, nu mai era da. Mihăiță care venea el că face miel, da, ce da, dracu da, zice, da. O face. Ești oficial. Da. De atunci a căpătat puțin oaiul așa oficială, ceea ce e foarte tare. Și asta căutam de fapt noi și ce, tot timpul, să afle lumea de băutura asta, să știe că există și... Ea e tradițional din ce zonă? Sau din ce Măi, au plecat țară. Din Africa. Cu... Din Africa. Da, e o poveste spusă tot de un miedar acum, dar mie se pare super plauzibil. Adică că e băutura veche, poate să fie odată înainte de apariția omului, albinelesc cu câteva sute de milioane de ani înaintea noastră și ca în atâta sute de milioane de ani să nu se inunde un stup cu apă și are absolut tot ce trebuie să fermenteze. N-a băut-o nimeni, dar nu poți să-ți imaginezi că nu s-a întâmplat. Da, ok. Se trăznește un copac, intră apă în el, o fac într-o scorbură, nu. Dar apoi, la apariția omului, tu, vânător cu legător, pleci în pădure să vânezi, ai plosca de animal, de apă, uh-huh. Un mor de sete ca prostovanul pe acolo, și găsești o sursă de zahăr, de
zahăr. De energie. De energie. Da. Mă găsești în copac nou ăla și mă mai întorc eu. De lupți acolo, o iei, dacă e vreunul mai iscusit, o ia. Ăla poate să o împartă cu restul sau poate să o ia el. Bănuiesc că o împartă, nu poți să o cari în mână, nu poți să o pui în plosca aia cu apă, că n-ai, ce naiba să faci. Bei o apă dulce la început, mergi o zi, două, a treia zi deja aia începe să umfle pielea aia de animal. E puțin acidulat și puțin te schimbă starea. Cine e acolo? Zei, nu? Da, e băutura zeilor la greci, toți sunt legați de zei. Totul era atribuit unei forțe supreme. Cum, n-ai ce să-ți explici. Când aia se umflă, bei din ea, te amețești. Nu, și pare plauzibil, adică nu. Așa. Că nu-ți trebuiau vase, nu-ți trebuia nimic. La bere tu trebuie să fierbi cerealele, să scoți zaharul și după aia să-l fermentezi. Cu fructele, probabil, a fost prima beție a oricui, ca în, a, nu, mamifere. Alea le găsești fermentate, le bei și te distrezi. Și în ziua de astăzi, ce implică procesul de obținere a unei... A unui mied? Da. Care este varianta? Mied? Pluralul nu mă întreba. A unui mied. Un băiețel. Păi că e miedăria și atunci m-am blocat acolo miedul, da. E... Practic tu trebuie să faci mustul din apă cu miere. Tu topești mierea în apă și în funcție de câtă miere pui, poți să-l faci mai tare sau mai slab. Apoi adaugi o durăjdie să fermenteze, poți să adaugi numai polen. Dacă îți faci tu acasă, mi se pare cel mai civilizat. Că fermentează și de la polenul stimulează, nu, începe să fermenteze. Noi, ca să scoatem o rețetă stabilă, folosim drojdii selecționate să fie mai, nu, să fie stabilă rețeta. Și apoi poți să-i adaugi ce vrei tu. Ea plecând din Africa, că așa începuse cu Africa, ea plecat din Africa, fiecare civilizație, nu, găseai miere, apă, ce mai avem pe aici? Avem condimente, avem condimente. Pui acolo, avem fructe. Pune acolo. Și alea aduc un zahăr, un aport de zahăr, se face fermentarea, are alt gust, altă aromă. Și da, se împarte și miedul, mai multe categorii, meteglinul, acum toate categoriile sunt în engleză. Pare rău că nu e nicio traducere, meteglin. Și cu condimente, era medicament, practic. Melomel e cu fructe, pui numai fructe. Sunt combinații de mere cu mied. Sunt o grămadă de rețete și asta, mai poți să adaugi după aia să te joci cu ingrediente ca fructele, condimentele. No, voi folosiți și fructe? Noi în asta folosim, asta ar fi un meteglin, că folosim hameiul ca aromă. Nu-l folosim în fierbere ca să adauge amăreală, noi folosim ca aromă. La final adaugă puțină amăreală, dar mai mult aromă. E un dry hopping la bere. În variantă asta. Nu, și bem? Da. Haide. Da. Asta trebuie e eticheta, tu ai eticheta nouă. Da. Și eu am eticheta veche. Asta m-am priceput eu să fac asta după cursuri. Am înțeles. Da, păi ai lucrat ceva. Da, am luat niște rune, le-am tăiat pe acolo, le-am modificat. Și sunt 605 capace diferite, dacă cineva vrea să colecționeze capace. Zău! Da. Le-am găsit exact când am început. Poți să faci un puzzle cu ele. Da. Sănătate. Să ieși în călzea. Bun. Ce citesc eu aici? Cu fiecare sticlă consumată ajuți la polenizarea a 1 milion de flori. Mulțumim! Asta mi se pare șmecheria la mied și la băuturile din miere. Că tu, practic, pentru a produce materia primă, tu nu trebuie să plantezi monoculturi, nu trebuie să stropești terenul, nu trebuie să dezrădăcinezi terenul, trebuie să mergi cu stupii să-i pui într-o zonă unde e floră și albinele îți fac treaba să strângă mierea și tu fermentezi. Și, practic, am calculat că într-o sticlă de genul ăsta cu alcoolemie mică intră vizita unei albine la 1 milion de flori, ca să facă atâta miere încât să faci o sticlă de genul ăsta. Wow. Deci tu, practic, ajungi la polenizarea 1 milion de flori. E sustenabilă odată și în fabrică, că tu orice ai murdări cu asta e apă cu miere. Adică poți să... nu e ca și când nu ai ce să speli. E foarte bine. Tu torni mierea, e un malaxor mic cu apă care o încălzesc la 30 de grade, 40 de grade și gata, faci ca în ceai. Și partea de fermentare? Partea de fermentare... Ține doar de drojdie. Da. Și sculele din...
bere artizanală, practic. Asta a fost iarăși un plus pentru business-ul ăsta, că până acum, nu știu, de când e mișcarea asta cu berile artizanale la noi, nu aveai în ce să faci ceva de genul ăsta. Uh-huh. Că n-aveai unde fermenta în damigene, nu aveai acces la fermentatoare de, nu, 500 de litri, cum am eu acum de început. Asta e... Asta mi se pare foarte tare și ne-a tras odată la albine, că noi am pornit, a fost o surpriză asta cu albinele, nu o gândisem înainte, le-am primit și am intrat în filmul ăsta. Dar tot aflând de albine, ce sunt albinele, cu ce fac ele pentru noi, după aia cu miedul când l-am găsit și câte povești sunt de mie. Păi ești nebun. Dar asta trebuie să afle lumea. Fund. Da, 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 trebuie să povestim asta, dar suntem de 2 ani de când, până acum povesteam așa că o să fac. Acum încercăm să punem povestea cât mai bine, să știe lumea. Adică mitul unui de mereci că se trage din băutura asta, că le dădea la tineri însurăței timp de 3 luni, consumau la nuntă și timp de 3 luni beau miet pentru o unire fructuoasă. Wow. Ajută! Da, ajută! Nu zic că nu ajut. Nu știu dacă există și ceva povești nescrise sau scrise pe teritoriul României despre băuturile de miere. N-am aflat încă, mai sunt în contact așa cu niște oameni și sper să săpăm și dacă să avem ceva istorici din ăștia pasionați de băuturi, antropologi pasionați de ritualuri mai speciale. Exact, exact. Da, foarte tare. Și după cum îți povesteam, videourile pe care noi încercăm să le facem sunt despre înapoi în natură, viața de la oraș înapoi în natură în mare parte, sau nici nu neapărat de la oraș, dar care să prezinte un stil de viață alternativ, care să prezinte un stil de viață prietenos cu mediul și sustenabil, local, oricare dintre bifele astea, dacă le avem, eu sunt fericită că pot să spun povestea mai departe. Vreau să știu prin ce s-ar traduce aportul produsului ăstuia la economia locală și sustenabilitate. Noi de la ce am pornit, acum am pornit ca apicultor și am văzut cum e să fii apicultor, cât de greu, câți bani bagi și cât poți să scoți dacă o vinzi la cineva care e un procesator mare sau ceva, și aia după aia business-ul lor nu mă interesează, dar e greu, nu era combinație. Și sunt oameni care sunt super capabili, fac o miere extraordinară și nu au unde să o vândă, că practic salcâmul și teiul probabil îl vând, dar n-au rapița unde să o vândă, nu scot destui bani și se lasă și e super păcat. Și noi atunci luăm miere de la oameni pe care știu, care fac o treabă extraordinară, care știu că produsul lor final e mierea, nu e, că munca restul, nu, că faci cutii, că te duci, că mergi cu mașinile pe nu știu unde și te chinui, dar la final dacă tu nu faci o miere extraordinară, te chinui degeaba, știi? Adică nu are niciun sens. Și înțeleg asta și le plătesc mai mult decât plătesc procesatorii ca să le fie și lor ok și o să încerc tot timpul să facem asta, să susținem apicultorii, că merită să ai o miere bună și să ai albine sănătoase, niște oameni care înțeleg exact, să aibă grijă de albine și albinele au grijă de noi toți. Altfel e când ai fost deja pe acolo. Da, 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 fără asta n-aș fi știut ce e mierea în principal. Că nu, da. M-am dus, am băgat, nu știam cum se face rama, se face așa, trage alea, pui placa aia și bagi în stup. Și când scoteam, nu, asta ce e? Miere de rapiță, ia dragul să vedem cum e. Hai, punem un borcan, te cristalizează în 2 săptămâni. E untură, nu, ai la altă, salcum, uite, aia aia ține, la 3 ani nu se face limpede, că mai prinde alte flori, înțelegi gusturi, nu, știi că dacă îl lași într-o parte, are alt gust, e fain să cunoști și să vezi și partea economică, iarăși, cât de greu e lor, că acum toată lumea, tot se plâng, de la producători până la distribuitor, toată lumea are greutăți, da. Cred că până nu-i dăm o dată de cap și prin asta mă refer... Să începem să ne ajutăm între noi, să ne înțelegem între noi și să fim înțelegători, să începem să ne uităm prima dată în stânga, în dreapta noastră, înainte să intrăm pe internet, să zicem, și să ne uităm la cel mai ieftin produs, da, care vine, da. Te miri de unde, te miri ce calitate,
în loc să faci asta, mai bine du-te și caută la tine zonă, că poate la același preț, dar nu știi tu că omul ăla n-are bani să se promoveze pe internet. Cu siguranță. O să dai de același un produs mult mai bun, local. Da, da, și faci relații. Și vine altul și vine altul și mai faci un produs și o să avem din toate, dar trebuie să susținem partea asta, nu. Da. Și nu, să nu te blamezi că da, uite, mă păcălește distribuitorul sau mă păcălește producătorul sau... Nu, hai să vedem, comunic, vorbești cu ăsta. Bă, mie mi se pare că e prea... Da. Ăla zice, bă, mie mi-e greu că... Hai să facem cumva ca lumea, să ne înțelegem între noi. Da. E fain că de câțiva ani se simte. Eu așa mi se pare, simt așa o schimbare. Adică și pentru noi, adică să fac ce fac eu acum fără niciun... N-am avut niciun ban, practic. Am avut miere, am făcut produsul ăsta și apoi au început să se creeze contexte și vine unul, zice, bă, fain, te susțin. Și acum, nu, facem fabrică mare, facem loc de cazare. Spune-mi, care sunt planurile? Deci, primii 2 ani au fost, eu zic că ați avut un parcurs destul de rapid. Sunt 2 ani doar. E interesant, da, pentru capacitatea și echipa care o avem acum, eu zic că e bine, eu mică. Sunt mulțumit, da. Sunt super mulțumit. Și există potențial, adică lumea se bucură când află povestea, păi, fain, cine, n-ai ce să zici. Da. Și o să vrem să facem, noi, acum tot ne plimbăm, mergem pe la evenimente, ceea ce mă ține bucuros, că e fain să vezi oameni. Dar vrem să facem ceva aici, să-i aducem pe ei la noi și să le povestim mult mai... pe larg așa despre mied, miere și albine. Într-un cadru creat de voi, da, ca să înțeleagă și mai multe. Exact, exact. O stupină staționară, un muzeu al albinelor, care nu e extraordinar de greu de făcut. Poate un restaurant, honey-based restaurant, am văzut că sunt câteva în lume, puține, dar... Habar n-am ce să astea. Orice mâncărul care... Da, să ai un meniu din miere, pe lângă alt meniu, dar să poată să experimenteze degustare de miere din alte zone. Mm-hmm. Putem să... Aducem, nu, deci, miere de... Recent am fost la Alex George și o persoană care vizita venise din Timișoara. Persoana respectivă face un fel de mentorat cu un apicultor foarte de seamă din zonă și acum învață. Și a venit cu vreo 4 borcane de miere. Mai avea Alex vreo 2, că și el are stupi. Și ne-am trezit așa pe masă întreagă și eram 4 oameni, degustam 5 oameni care degustam miere. Și a fost prima dată când am făcut asta. Da. Și mi s-a părut, văzându-le una lângă alta, îți dai seama de diferențe, da, de nuanță, de textură, de... Numai asta îți ocupă o grămadă de timp, e extraordinar, e o experiență care... E o experiență, da. Wow. Și să iei din lume, nu? Hai să vedem, miere de portocal. Hai să vedem. Da. Hai să vedem. Da. Da, și poți să te joci așa și... Na, de ce să nu facem mai ales în zona asta, care are potențial turistic, era 2 ore de București, 2 ore de Brașov. Separa ferit, adică 2 ore faci, nu e ca și când o să fie trafic. Da. Poate în timp o să fie, dar nu. Asta e planul, asta e visul. Deci v-am mutat spântăria mai mare, cu o fabrică mai încăpătoare, cu capacitate de producție mai mare și cu alte variante de ce puteți să oferiți, nu doar produsul în sine, ci și experiențe. Exact. Da. Asta e planul nostru. Sună bine, sună bine. Și acum, la ora actuală, unde vă pot găsi oamenii dacă vor să ia mied? Păi București avem vreo 60 ceva de locații, Cluj vreo 5, Timișoara tot vreo 5 și mergem la evenimente tot așa. Timișoara, Cluj, București. Anul viitor încerc și în Brașov suntem în câteva locații. Aș încerca Constanța și Brașovul, probabil, și Sibiu. Sibiu e destul de pe hartă cu alternative. Da, încerc să găsesc niște evenimente care se pretează pentru noi. Pretează, nu suntem pretențioși. Nu, ei să simtă că... Oameni da. Faini și nu, să... Uite, la Jazz in the Park și la evenimentele făcute de Iarmaroc. Super tare, e așa inițiativă de oameni tineri care au un plan pe 10 ani să facă treaba asta, nu e nimic ca să facem bani acum. Să... Da, iar mă rog, tot ce dorește e să promoveze producătorii locali. Sustenabil. Nu e vorba de bani, e vorba de valoare și valoare. Da. O să vină și banii cu siguranță. Sau da, nici exact. Nu are sens. Byproduct. Da, dacă, da.
Dacă nu există și n-ai avut nevoie de ei și s-a creat așa bunăstare în jurul tău, e extraordinar. Nu, dar din păcate modelul ăsta mental de capitalism în care am crescut mulți dintre noi, este primul gând, este bine, bine, dar cum pot să monetizez? Cum pot să? Înțeleg nevoia, dar în același timp nu e ca și când te arde la stomac, știi? Adică... Orice durează acum... Dacă o faci din pasiune și faci ceva calitativ de care tu ești mândru și vezi că ai și un feedback pozitiv, restul vin de la sine. Exact. Da, și cred că cea mai faină parte, la fel și noi cu proiectul ăsta, cea mai faină parte e că cunoaștem oameni mișto. Da, 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 asta, deci, asta îmi place și mie. Aia mi se pare cel mai bine. Bine, dar cum monetizezi? Lasă! Da, bine. Da, e ok. Momentan și descot din buzunar, nu contează, dar... Mie da, mi-mi da. Convine. Asta ne ține sănătoși psihic, n-ai cum. Da, chiar. N-ai cum. Și să fii, uite cum a fost când ne-am cunoscut la Iar Maroc. Băi, mergi într-un loc care e fain, se întâmplă lucruri faine și mai e și miez. Adică vine și lumea la tine să vorbească. Ce extraordinar, n-ai da. Cum, ești. E bine pentru sănătatea mentală, e foarte, foarte fain da. Să ai un produs și să-l promovezi. Mi se pare foarte fain. Dar chiar numai mie am băut la Iar Maroc. Deci apă și mie, apă, că trebuie apă, că e dulce. Deci da, nu da, o să mint, da. E dulce. Dar dacă n-ai apă, plăcut. Poți să bei. Da, mie îmi place să beau apă cu apă, dar e un produs care, nu o zic așa lightly, m-a convins. E altceva și eu nu-s cu berele artizanale, sincer, sunt un pic prea, poate sunt obișnuită cu berea clasică, nu știu. Nu sunt eu genul de persoană care să fiu așa, eu beau bere, nu știu de care, au zis de ultimul... E foarte interesant, știi, să gusti gusturi din ce se poate face, cu castraveți, cu... E tare și asta, dar nu... No. Eu personal n-am pasiunile astea. Mm-hmm. Da, da. Dar miedul e altceva. Mm-hmm. Deci o să rid din zona aia... Și dacă am face cu zmeură sau cu alte fructe, ai încercat? Da. Ah, da. Da, pentru că n-are... N-are amăreala aia ciudată. Nici mie mi se pare că n-are mirosul ăla. Mă săturasem de... Și de dimineață, dacă bei mai mult, nu... Trezeai cu mirosul ăla da. De alcohol, nu știu. Asta nu mi se pare. Da, și totuși are 5%. Adică... Da, și nici ciupeala, ai văzut că nu te... Nu amețești, nu... E, la bere am băut, nu mai știu unde amețești. Și am zis, băi, hai să nu fiu așa de arogan, beau numai miedul meu. Bă, eu am băut și o bere, Stella sau ceva, că nu exista, nu era altceva. Că de obicei încerc ceva artizanal să văd ce gust are. Am lăsat buza așa puțin, nu mai puteam, nu eram coerent, nu puteam da. Să vorbesc. Eu, nu e bine, nu vreau asta. Da, da, nu vreau. Da. Și la asta beau și știu că are alcool, că doar eu îl fac. Dar nu simt nimic. Zic, bă, am chef de vorbă, da, blană. Da, dar nu ești amețit, nu vorbești prostii, nu... Da. Doar că ești mai energic. Mm-hmm. Asta vreau, nu? Când ies, da, nu vreau exact. Să mă simt turmentat. Da. Uite ce natura avem aici. Ne atacă natura, da. Așa este. Bine, Mihai, păi sper să ne vedem la noul loc. Tot încerc să nu mai zic noua locație, pentru că nu este corect. La miedăria cea nouă. La miedăria cea nouă. Când vom mai veni, noi asta ne gândim că ar fi foarte fain să ne întoarcem peste câțiva ani și să vizităm aceiași oameni, să vedem care a fost parcursul. Lux. Și sunt absolut sigură că o să rămânem impresionați. Aici suntem. Da. Nu plecăm. Deci eu aștept să vă văd Mi-a plăcut înfloriți. La un interviu, știi, cineva m-a întrebat, ceea ce, nu vezi ca un eșec că te-ai mutat la țară? Cum te văd prietenii tăi astăzi? Mamă, zi, pentru mine ar fi un eșec dacă ar trebui să plec de aici, adică chiar să nu funcționeze nimica. Da. Nimic, da. Și trebuie să mergi nou unde-s banii la oraș, să dai cu sapă acolo, că nu-ți găsești nicio da. Problemă. Habar nu, nici nu mă gândesc la opțiunea asta, dar m-a venit râsul, zic, mamă, nici nu mă așteptam, cum? De ce? De ce sunt poate că aici? Unii oameni așa privesc da, lucrurile. Da, da, normal. Că normal. Adevărul e că în capul lor la oraș ceva de an, se fac bani. Era deșit, adică la 20 da, de ani. Da, și pe toți ne-a transformat oamenii care suntem acum. Corect. Doar că parcursul corect. A fost... Da. Până la urmă am învățat ce am avut de învățat și de experimentat și am, acum începem să folosim tot ce am învățat da, spre binele da. Nostru, a spațiului în care ne mutăm. Nu știu, respectul ăla pe care nu-l aveam la oraș, parcă dintr-o dată a fost prea puțin respect acolo pentru multe lucruri, care o angrenat cumva într-un cerc dubios și s-a întors în prea mult respect în... în zona asta, că acum vii și ți pare că față de localnici uneori e prea mult respect față de zonă, știi? Învățăm. Vii cu teoricul.
Da, încep să... Băi, a fost o surprindere, cred că, pentru toți plasticul și... Cine știe, n-am, până în 90 n-am avut și pe aia când l-a dat, nu dispare. Da. Ce da. Surpriză, după 10 ani suntem plini. Învățăm. O să fie fain și se poate, se mută o grămadă de oameni la țară și ai cum... Acum avem o grămadă de prieteni care... Băi, sunt faini, adică n-ai, ai ce povesti, la fel, da. Cunosc oameni, e extraordinar. Nu, se mută lumea și în zona aici? Da. Sunt... E potențial maxim. Dar aici sunt localități micuțe, nu sunt și satele care sunt foarte izolate. Da. Dar sunt, localitățile, sunt chiar dacă sunt, au titlu de oraș sau comună, sunt foarte micuțe, sunt chegate, încă nu sunt capturate de marile corporații, încă există magazine locale. Da, eu am da, fost da, foarte da, impresionat da, de da, chestia da, asta. În Buzău chiar sunt și în oraș sunt hipermarketuri locale. Și am rămas surprins, știi? M-am dus, sunt trei, bă, dar nu m-am mâncat. Da. Nu m-am mâncat ăștia, nu, merge. Da. Au învățat și ei să pună lumini, să arate cât de cât. Nu e atât de ordonat ca la corporație, dar rezistă. Adică oamenii susțin asta. Da, Doamne ajută, doare. Să le țină. Bagă. Să le țină. Da, e de... O să înțelegem și asta, o să înțelegem, cum ziceai și tu. Că te uiți pe etichetă, vezi că e la mama, naibii. Suc din Noua Zeelandă. Zic, păi, dar de ce v-ați chinui? Nu cumpăr, că v-ați chinui degeaba. Bă, dar nu vreau voi. Să vă dau eu banii pe motorină până aici. N-are pe... sens. Nu n-are vreau sens. Să susțin n-are această industrie. N-are sens nici pe... Nu are sens. Nu are sens așa. Avem noi sucuri căcălău. Avem. N-are niciun sens. Da, surprinzător. Și sper că o să... Încet o să înțeleagă tot mai multă lume. O să fie fain. Doamne ajută. Hai, te invit la o vișinată de la noi, de la de acasă. Atât. Făcută de Așa facem. Hai să mergem.